Da, aproape. Nefertiti. Nefertiti, a, ai auzit de Nefertiti. Super. Ce pot să vă zic? Bine ați venit. Numele meu este Diana. Vreau să vă cunosc și pe voi. Până aici. Emma. Ana. Ana. Patricia. Flavius. Flavius. Egiptul antic. Ce știți voi despre Egipt? Și ce credeți că înseamnă antic? Vechi, de demult. Uh-huh. Oare când credeți voi că exista Egiptul antic? Așa, dați-vă cu părerea, că nu trebuie să știți. Acum 9 milioane de ani. 9 milioane. Ca să înțelegeți, trebuie să vă explic. În ce clasă sunteți prima dată? Ca să știu... Eu sunt una clasa 0. Clasa 0? Adică pregătitoare? Și voi? E cineva mai mare de clasa 0? Eu sunt... Eu o să trec în a 4. Eu trec în a 3. Am înțeles. Și eu trec în a 3. Bine. Vreau să vă zic că lumea, timpul în care trăim noi, în ce an suntem, de fapt? 2017. Timpul se împarte înainte de nașterea lui Isus și după nașterea lui Isus. Nu știu dacă ați învățat asta la religie. Nu. Nu? Egiptenii trăiau înaintea nașterii lui Isus. Și atunci să știți că timpul nu se calcula în ordine crescătoare. Ideea este să încercăm să facem pisica direct din pensul. Nu e greu, nu? Hai că te mai cu puteți să folosiți ce culori vreți, pisica, ce culoare să fie? Negru. Pe papirusul vostru, da? Nu să fie ca un papirus. Încercați să faceți cât se poate de mare. Cât este papirusul de mare, bine? Aceasta este roata orală. Sculptor sculptat în ce material? Piatră. Piatră. Știți povestea? Nu. Chiar a plecat pe jos, doar pe o traiestră. Vă dați seama că s-a mai oprit ca să lucreze, ai pe bani să-și continue drumul. Între timp s-a și îmbolnăvit, dar în cele din urmă a ajuns după mai multe luni de zile, a ajuns în Franța. Picasso, Pablo Picasso, pe numele lui Zubiu. Știți că spaniolii au foarte multe prenume. El s-a născut în Spania, dintr-un tată pictor și el. Aici avem o imagine că mai la vârstă înaintată. A trăit destul de mult și a pictat, să știți, până la 80 ceva de ani. Aici putem să-i vedem semnătura. Apoi avem ochi. Ochi văzut din profil, ochi văzut din față, văzut din față. Acesta este chiar închis. Tot văzut din față, ochi din profil. Nasul. Nasul văzut din profil, tot din profil, din profil, dar înspre direcția aceea, tot din profil, din față, da?
din profil. Și apoi buzele. Din față, din profil. Vedeți cât de, putem spune, ciudate sunt. Și simple în același timp. Mulțumesc Diana Roșca, artist vizual. Sunt absolventă de arte vizuale, mai exact am terminat masteratul în pictură la Universitatea din Timișoara. Ne numim Expoziții Călătoare. Este un proiect împreună cu soțul meu, care este și sculptor, și colega mea, care este psiholog-pedagog de meserie. Organizăm diferite expoziții călătoare, se numesc așa pentru că este vorba de o activitate ce durează o oră, o oră și jumătate în funcție de această expoziție. Avem expoziții pe mai multe teme, de la fizică la elemente tradiționale. Aceasta este vorba despre istoria artei, un curs interactiv adresat copiilor. Spuneți-ne, câți copii au participat la cele 3 zile de cursuri? Până acum în jur de 100 de copii. Mai așteptăm și astăzi. Astăzi e începutul zilei. Au fost copii care... se pare că în acest oraș sunt alte posibilități. Nu au un loc special în afară de Palatul Copilor, am înțeles. Așa că este o idee minunată, inițiată de Casa de Cultură Câmpina. Și cred că a fost un moment prielnic în care să vină, mai ales că au terminat și cursurile. Cam între ce vârste sunt copiii care au venit la aceste cursuri? Chiar de la 4 ani am avut, până clasa 11 am avut o elevă. Și cum vi s-a părut? Cum au reacționat ei la aceste cursuri? Mi s-a părut că a fost ceva nou pentru ei, dar s-au adaptat destul de bine. Avem o parte de teorie introductivă în funcție de tema din fiecare zi, despre artistul respectiv din acea zi, în care prezentăm cu imagini într-un PowerPoint, pentru că noi credem, mai ales fiind în acest domeniu, credem că trebuie un copil să învețe vizual foarte mult, ceea ce aude să și vizualizeze, fiind noțiuni de teorie, pentru a rămâne cu măcar informațiile de bază. Pe asta ne bazăm, de aceea se numește curs interactiv de istoria artei, pentru că istoria artei nu se predă decât undeva la liceul de art, clasa 9, dar este vorba de baze. Baza contează, unele lucruri le-au auzit, le știau din cărți, de la părinți, și ce au auzit la curs, noutățile, le-am pus în practică în pictură sau modelaj în funcție de ce am avut.